Viața, lumea, societatea românească s-a schimbat foarte mult în acești 100 de ani. Există alte repere la care ne referim în gândirea identității noastre azi în România, dar cred în continuare că această idee a patriotismului sănătos, a unui patriotism luminos, a unui patriotism curat, este foarte binevenită chiar în timpurile în care trăim, într-o lume a globalizării, <coughs> într-o lume în care identitățile naționale, într-un fel, se pierd, într-o lume în care circulația este foarte prezentă azi ești la Iași, mâine ești în București, poate pui mâine ești la Viena. Uh, ideea aceasta a apartenenței la o națiune și la o credință este foarte importantă. Lucrul acesta uh, îl trăiesc, sentimentul acesta îl trăiesc uh, mai ales uh, foarte mulți români frații ai noștri care acum au plecat din țară, trăiesc în Occident. De curând am avut ocazia să ajung în Italia, am ajuns săptămâna trecută în Norvegia, am întâlnit comunități de români ortodoxi și mi-am dat seama de importanța credinței ortodoxe și a faptului de a fi român, a faptului de a îmbrăca o haină românească a faptului de a merge duminica la o biserică, la o sfântă liturghie ortodoxă, pentru că aceasta îi păstrează cumva și le oferă identitatea într-o lume, cum spuneam, foarte diversă, într-o lume a secolului 21 în care trăim.